mecanică unor tratamente prescrise într-un tratat de specialitate sau de către vreun forum internațional. Poate că tocmai pentru că suntem obișnuiți să lucrăm în această manieră, apreciem toate dezbaterile de idei, al căror scop este unul pozitiv, constructiv, de identificare a unor soluții adecvate la dilemele și trilemele care apar în diverse sfere de activitate. Întrucât acest festival Dilema Veche este, pe de o parte, unul modern, dar și unul european, m-am gândit să abordez în prelegerea mea, păcate este o prelegere, sper neplicticoasă, parcursul economiei românești și al Băncii Naționale a României către modernitate și totodată către Europa. Nu avem altă direcție decât către Europa. Și voi vorbi în acest context și despre misiunea băncilor centrale, inclusiv din perspectivă istorică. Acum, din punct de vedere istoric, băncile centrale nu au fost întotdeauna acest în prezent. S-a ajuns la ele după un șir sinuos de plimbări în sus și în jos, de-a lungul mai mult de 3 secole. Obiectivul înființării băncilor centrale la început nu a fost deloc ce este în prezent. Acum sunt bănci independente, se ocupă de stabilitatea prețurilor. La început, ele au fost înființate pentru a finanța războaie. Deci, a finanța guverne, a le da banii guvernelor și a finanța războaie. Cea din tii bancă centrală a fost Banca Suediei. S-a constituit în 1668, a finanțat războiul mai întâi împotriva Danemarcei, participarea din care făcea parte și Rusia, condus